Salut și bun venit la un nou episod de Renegații! Alături de studentul Gabe. Salutare lume! Hello! Motherfuckers! Motherfuckers! Încă ai coșmaruri. Încă ai coșmaruri, ne? Da. Că ne-au căsăpit aia, ne-am luat oră de tot. Trebuie să le dau dreptate la oameni, au dreptate. Mai este cineva acolo în templu. Da. L-am găsit în paștele mamei lui. Din cauza asta aveam noi mining fatigue în continuare, chiar după ce am omorât gardianul. E chiar pe colțul ăsta aici, în colțul ăsta de aici. Uite acolo, am văzut unde sunt arcadele alea două, nu? Sau care? Ăsta primul înspre noi? Da, deci colțul ăsta dinspre noi, ori ăsta, ori celălalt, dar cred că ăsta de aici e. Aha, da, ziceau oamenii că sunt trei, noi am omorât unul, deci mai sunt doi. Deci nu mai e unul, mai sunt doi. Deci, oficial ne-am dus. Deci suntem... Dă-te-mă porcule de aici. Stai să mulțesc puțin. Băi, uite câtă mâncare am făcut, ești nebun. Nice. Ai o sapă, zi-mi te rog că ai o sapă. Alo? 2-10-4-9. Domnul este studentul. Este un stone hoe în inventar. No, bun. Violeacă să mărim spațiu pe aici? Ca atunci când plecăm să avem mâncare? Imediat. Numai până una alta eu plantez și recoltez. Ce pregătești? Bunătăți pentru drumul pe care am de gând să-l fac alături de tine. Oameni buni, avem un plan. Un plan foarte mic, nu e măreț deloc. Vreau să zic măreț, dar nu e măreț. E un plan cu cojones. Ce? Trebuie să-ți dau pâine? Da, trebuie să faci rost de pâine. Fac, am cum, am aici sau pâine. Sau trecem pe Rotten Flesh. Nu, no, am, îți dau pâine, am pâine, ce ești nebun, am. Bun, doar că trebuie să mai facem, nu, dar extindem partea cealaltă, trebuie să mai facem spațiu arabil, dar uite, mă gândeam că, uite, ai putea să faci aici, colea. Și ce urât? Câte patru? Parcă încep să te aud eu pe tine așa un pic aiurea. A, nasol așa, iar ne face Skype-ul probleme. Da. Aici am luat așa și punem torța asta aici mai nu, sus. Nu, boss, uite colea, uite un spațiu, ți-am făcut spațiu aici de arat. Da, arabil. În partea asta aici? Da, uite ce frumos e. Pe patru blocuri, da, până pe patru, că atât aduce apa, deci poți să faci liniștit. Să-l fac tot ăsta de aici, nu? Da, un pătrat, da, pe patru. E perfect. E perfect. Hai că-l fac de 15-4. Păi da, nu, 4 încoace, 4 de la apă să fie, știi, 4, ca să putem că apa nu duce decât... Apa nu duce decât 4 blocuri, atâta, știu eu sigur. Sau 5, parcă. Sau 4, știu eu sigur. Care parte din nu știu eu sigur, nu înțelegi? Man, îmi reveni puțin lagul, da? Să sperăm că nu-s problema. Am 17 bucăți de grâu și încă 2 aici, o să mulțesc vacile acum. Păi cred că tocmai pot să-ți arăt că mi-am testat teoria cu 5 blocuri. Ia. Hai aici, unde sunt eu? Te ascult. Da. Unde? Nu știu unde ești tu. Aici. Ia, zi. 4 blocuri aici, da? Da. Bun, dar numără-l și pe ăsta. Că e blocat și nu vine apă din el. Păi da, o fi apă pe sub, n-are cum. Uite omul, ia vino cu aia. Mișcă aici, mișcă scurul aici, vino în apă. Nu contează că e apă sub. Vino, ba da, cum să nu conteze apă că e apă sub el, ce ai? Ia uite, vezi de unde începe apa. Ți-a dacă vine apă de sub el. Da, sigur că ți-a, nu se udă solul, sigur, și ți-a 4 blocuri de acolo. Da, uite cum testăm noi și mai bine, ia uite-te. Uite, facem aici încă unul. Ia pune aici, stai așa. Eu n-am avut sapă, pac. Da? Dacă ăsta de aici, nu, uite ăsta de aici, din colț, pe unde pare stă, se udă, înseamnă că m-am înșelat. Bine? De ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Se auzea urât. Ce se auzea? Nu știu, pe Skype se auzea urât. Mama lui de Skype. Uh-huh. Mama lui de Skype. Mâncăriță vrei? Nu. Serios? Nu vrei mâncare? Am luat Rotten Flesh-ul cu mine și am 2 bucăți de carne. Ai 2 bucăți, eu am 3 de astea. Vino cu hai să împărțim pâinile. Am 5, ia 3 pâini. Op, stai, lasă, ia-le. Așa, câți cartofi ți-ai păstrat? Niciunul. But why, man, why? I-am pus pe toți, că unul aveam, ce naiba. Așa, ia stai, gata.
Și aici ce mai avem? Ți-ai făcut lopeți? Mi-ai dat și mie, mulțumesc, mulțumesc. Da, trei lopeți dacă nu mă înșel. Toată lumea se întreabă acum ce facem noi cu lopețile. Bă, de ce v-ați luat lopeți? Nebuni? A, da, că nici nu ai apucat să le zici. Ai vrut exact, să... Exact, da, 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 da. Păi, pentru că avem cojones... Lasă, lasă, mai ține în suspans. Pentru că avem cojones, hai să ne culcăm. Hai, vino cu... Vino cu... Trebuie să luăm... Trebuie să mai luăm lapte când ne întoarcem. Tu mai gălezi la tine? Eu am lapte la mine deja. Am două gălezi de lapte. Bun, și eu tot două gălezi de lapte. Bun, hai, let's fucking go, man. Let's fucking go. Jabonk. Oh, eu ce că am dat click dreapta, da. Stai așa să-mi torc barca. Ai da, m-am blocat în cor. Au, au. Împinge-mă, tractează-mă. Let's go. Uite, au, de fapt văd. Băi, da, noi, tu-ți dai seama ce rău o să ne pare când părăsim insula asta, cât de frumoasă e? Da. Păi deja arată bine acolo. Arată superb acolo, ai stat forever acolo, că avem mâncare, avem plante, avem ce vrei tu acolo? Da, avem animale, băi, de ce atâta mâncare? Lemn. Pe la câtă mâncare avem acolo, de fapt putem să naufragiem, mult și bine. O ducem lapte pe lăptic și friptură, numai așa stăm, lăptic și friptură, n-avem treabă. Bă, eu zic ca să nu ne mai avântăm mai mult, să poposim fix aici. Da, într-adevăr. Că n-are rost după aia mai mult. Uite-și, poc. Atât. Și acum ești pregătit de dat la lopată? Nu dau la lopată, tată. Dă-i la lopată, dă-i la lopată. Oameni buni, luăm nisip. Nu? Evident. Luăm mult, da. Mult nisip, mult, mult nisip, pentru că îngropăm pe mama lor de gardien cu cine i-a construit, cu cine i-a făcut, îngropăm de vii, iar rasa lor de gardieni. Man. Să se aleagă praful de tot templul și de gardieni și de ce mai e pe lângă și de calamari și de peștișori dacă ori exista. Deci îngrădim, îi încuiem, îi lăsăm fără apă. Gata, ce-ai vrea un enchant pe ăsta acum ca să tracăm... Aoleu, da. Efficiency 4? Cum sună? Cred că și 3 de ajuns pentru nisip. Tu dai seama 4? Click, ai luat un stack? Păi, de asta zic, știu cum e cu click-ul ăla. Chiar ziceam în seria mea anterioară. Aha. Că, băi, efficiency 3 ajunge pentru nisip și pentru dirt fără... Fără gres. Cu gres efficiency 4 trebuie. Ca să le iei așa în... Dintr-un click, da. Aha. Da, da. Da. Mai puțin de o secundă, nici atât. Da, nisipul e ușor și așa. Cât ai până acum? Două stacuri și 14. Cred că la fel și eu, dacă nu... Hai că ne mișcăm repede. Mă așteptam să dureze mai mult, dar nu durează chiar atât de mult, să știi. Adică... Da, deja s-a dus o lopată, aproape. Aproape, da. Păi știi ce? 3 lopezi consumăm. După 3 lopezi ne întorcem acasă. Da, ar trebui să facem vreo 12 stack-uri din astea. Mă, știi cum o fi? Trebuie să ne ducem numai cu un stack la noi. Bună idee, bună idee, bună idee. Dar nici un stack, un picuț mai multicel acolo. Sau să reușim să supraviețuim, să ducem totul pe centru și de acolo să ne luăm mereu. Da, ar fi și asta o idee. Noi am punem pus cufăr. Pe centru și aia. Nu, trebuie să ducem și un cufăr dacă e. Am putea să ne ucim, da, punem un cufăr, aruncăm tot acolo și după aia... Ah, răzbunare, dulce răzbunare. Da, am făcut 4 stack-uri aproape cu o lopată. Când mai avem noi... 4 stack, 1, 2, 3, da, 3 și 4, 6 făcu eu. Când mai avem noi, dacă terminăm până când vine noaptea și nu ne prinde noaptea, da, probabil o să ne prinde. Dar dacă nu ne prinde noaptea, deci am să mergem puțin în savană să mai luăm niște carne, știi, ca să mai avem acolo. Că... Noi avem animale acolo și chestii și pâini și chestii, dar aș fi vrut să avem mai multă mâncare, să stăm bereche, că în caz că mai murim, da, să nu avem problemă. Noi am pierdut multă mâncare. Acum animalele noastre se înmulțesc. Se iubesc, se iubesc, e timp de iubereală. Mai trebuie să crească mezinii și apoi să îi mulțim, deci nu putem să sacrificăm nimica. Exact, da. Avem niște morcovi la dispoziție, dar nu prea o societate aia. O dăm pe vegetale, suntem vegetarieni până atunci. Și nu mai avem nici oase. Ah, da, nu mai avem nici oase, așa e, da. Oricum și avem, să știi. Textura mea are oase în pe peste tot, da.
În nisip, dar nu le pot la. Evident. Ca în deșert. Nu, gata, cât am eu? Una, două, trei, patru, cinci stack-uri, patru... E bine, mă, deci facem din astea, cred că 8 stack-uri, poate chiar 9. Știi că am zis eu, băi, plecăm cu 10 stack-uri, eu cred că e suficient, știi? Cel puțin pentru început, după aia venim și mai luăm, dacă e. Pariul meu ar fi că facem 12 stack-uri. 12 stack-uri? Cu lopețile astea, da. E fusești cam sigur pe tine cu numărul ăsta care e cam aleatoriu, așa? Sigur n-ai făcut niciun test înainte? Foarte sigur. Păi acum, când am văzut că am terminat cu o lopată și am făcut 3 stack-uri și 50 ceva de bucăți. Aha. Așa e, da, cam așa. Ori fi bine. Aș fi vrut să terminăm totuși până când vine noaptea, ca să mergem să luăm și niște mâncare. Și unde e la jumătate asta? E un pic mai încolo, da. Suntem în deșert acum. Și aici nu e nimic. Dar mergeam cu ăsta. 2, 4, 6, 8 stack-uri deja. Cu 2 lopeți. Da, da, da. Deci exact 12. It's good, man. It's good. Merge treaba. Merge, merge. Ne mișcăm. N-am mai băgat shader, nu știu, tu lucrezi cu joci cu shader acum? Nu, nu. Ca să văd sub apă, știi? Să vedem mai bine. Băi, să văd sub apă, să nu văd sub apă, dar nu mai văd apa, asta e culmea. Nu, cum așa? Nu mai vezi apa. Da, cred că știu de la ce. Trebuie să dezactivez un mod, un add-on din texture pack-ul meu. Uh-huh. Am un realistic water care îmi schimbă culoarea apei și îl face așa mai închis. Uh-huh. Nu-l las așa albăstrui. Cred că se bate cu shader-ul și din cauza asta. Și? Dar shader-ul are apa destul de bună. De ce nu folosești pe ăla? Dar nu, că în anumite locuri se vede foarte bine, numai acolo, mai la fund se vede mai greu. Și e și logic să se vadă mai greu. Păi da, evident. Doar nu o fi o glindă, ce Dumnezeu. Mă, mai am din lopata asta. Și eu un sfert. Am nimicit insula asta. Am terminat-o. Bine, totuși când ajunge, știi? Da. Am terminat-o de zile. Da, mă așteptam să mergem și pe, și pe insula de lângă care e ceva mai mare. Apucăm să mergem. Nu, să luăm nisip, să luăm nisip, da. Nu știam cât e insula aici când am poposit prima dată, nu știam cât se prelungește în partea asta. Bun. Da, încă a puțin la mine. A mea e pe roșu deja. Portocaliu aici. Just a little bit, just a little bit. De cine muncește aici. Da, da. Ține cont că eu mai sparg și mă mai dă și înapoi. A, te mai dă și înapoi, gata, am terminat. Am 49, deja că mă dă și la mână ca să fac fix stack-ul. Nu ți-ai mai luat niciuna? Eu mai am una de fier, e vino cu a. Eu te pe asta de piatră, pardon, uite una de piatră, ți-am lăsat-o lângă mine. Pune mâna la muncă, nu sta degeaba. Pune mâna. Mi-ai dat stone hoe, nu... Păi da, stone hoe e ăla? Da. A, pe textura mea sunt atât de similare. Seamănă perfect una cu cealaltă. N-are nimic, dai cu el, că e sapă. Nu mai contează, gata, deja trebuie să pun două la loc, nici nu le pun, ți le dau ție. Gata, hai să mergem. A mai rămas puțin cu, nu cu lopata asta. Nu. Am crezut că le vrei. Nu vreau. A mai rămas puțin cu lopata asta și poate o să mai întrebuiască. Ha! Let's go! Go, go, go! Hai pe măgari să-i nimicim! Păi stai, nu era vorba că mergem spre savană, sau? Ah, da, uitai, hai spre savană! Ce cauți, mă, după mine? Hai după să ai savană! Eu sunt prea croit să-i nimicesc pe aia, ce ai? Sunt prea supărat pe ei, trebuie să ne facem și săbii. Da, văd, deci abia aștept să trezbăm pe ei. De-abia aștept, nu ai idee. Deci abia aștept să mă răzbun pe ei. Pe aici o luăm la savană, nu? Da, da, da. Urmează linia deșertului că e ok. Dar stai puțin, tu ai sabie? Eu am topor, ceea ce e ok, dar tu sabie ai? Nu, topor. Hai, ne descurcăm, toporul, ce să faci eu, mă? Păi, bă, animalele se omoară cu toporul, nu cu sabie. Unde ai văzut un om la țară să omoare
Găina sau porcul cu sabie, te rog frumos. Depinde, românii omoară cu toporul, românii omoară cu sabia. Așa că... Înțeleg unde v-ați. Exact, depinde la ce țară te referi, adică depinde în ce zone. Păi da. Hai să căutăm niște vaci acum. Vaci? Vaci vreau. Și... Asta, cum le zice? Oi, orice e bun, cu orice ne dă carne acum. Da, dar vacile... Uite, deja am mai multă societate. Dă-i în cap, rupe-i fâșul. Aia, că vine noapte deja, nici n-apucăm să ne luăm 10 bucăți de mâncare. Vacile erau pe partea cealaltă, parcă. Da. A, uite o găină, uite o găină, uite o găină. Păi ar trebui să o luăm cu noi, zic eu. Na, ce să facem cu una? Să ne o? Da. Uite un porc, uite altă găină. Știi că noi când o să plecăm o să ne luăm vacile după noi? Da, da. Păi dar cum așa? Crezi că lăsăm vacile în urmă? Dai seama ce amuzant, fiecare cu vaca lui în barcă. Funny shit, man. Da. Și așa am fost amuzanți atunci când aveam vacile în spinare, de când le-am luat noi de aici, știi? Da, da, e cam cu vaca după noi, știi? L-am văzut. Mă gândesc că dacă merge să le tragi cu funea din barcă. Mhm. Nu cred, cred că sunt parentate acolo. Ar fi ceva. Da, dar nu cred. Dar nu, 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 nu să le tragi în barcă, adică le pui în barcă. Știu, știu, și după aia să le scoți din barcă cu, cu trasul. Nu, nu, da. Nu, nu, să acum. Pui funea pe ele, tu da. Să te urci în barcă și să tragi barca cealaltă după tine. Tu îți dai seama că dacă ar merge asta ar fi cea mai tare mecanica jocului din lumea asta. Gata, apărurile ăștia, hai să o tăiem acasă. Da, apărurile de bea. E bună, apărurile, am apucat da. Să iau 18 bucăți de mâncare. Nu, da, 18, wow, ok, am luat 17 cu 4. Ok, bun, works. Cam mai omorât mai multe astea. Let's go! A, uite un covac aici. Ah, ce faci tu măi aici? Hai că acum trebuie să o luăm și prin apă un pic. Păi nu iau prin apă, ce ai? Da, te-ai dus ocol. Da, sigur că mai repede merg pe țărm, chiar dacă am puțin de ocolit. Nu-i problema. Să mergem să punem o seara găteală și ne culcăm. Și pe aia când vine ziua, nici nu știu aia ce le-am pregătit. Ce-i paște acolo? Opa, creeper, pleacă, 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 cred pleacă. Cred că l-am văzut și eu, da. Pleacă, pleacă. Băi, păi nu, ăla e altul, altul. Stai pe loc, stai pe loc. Nu, no, nu, no, gata, gata, am fugit de aici. Fugi că te rup ăștia. Aaa, cred că mi-am aruncat iară toporul, băga mea și... Eu nu mai pot să mai alerg. Mi-am aruncat. Bă, ce faci, mă, m-ai lăsat singur aici? Da, 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 stai că mi-am aruncat toporul, ești nebun, transmător după el. Oh my god. Ia de ce se întoarce după el. Fugi! Ai numai săgeți în tine, fugi! Run! Run! Go, 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 go! Nu mai las, nu mai las nicio bucată de fier în urmă. Nope, 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 let's go! Că nu-i de joacă cu ăștia, ce ai? Ce sunt nebuni? Let's move it. Băi, luarăm ceva mâncare, să știi, o să ne fie o idee bună asta. Dar mi se pare mie să dacă dai run, așa. Fuge mai repede, adică notă mai repede asta. Bă, ai dreptate! Deci, domnule și domnilor, premiul pentru cel mai geniu-geniu îi se acordă lui Mihai și imediat după aia studiată. Bă, într-adevăr, mă, ori se schimbă modul de vizibilitate, da, adică da, fovul, cred că se ori... se schimbă modul, că parcă așa cum uit la textura apei și asta, nu, nu se schimbă nimic. Știu sigur că vâzlele se rotesc cu aceeași intensitate, dar... Parcă ar merge un pic mai repede. Îți că merge mai repede geala. Nu, ia, oprește-te, oprește-te. Vino lângă mine, vino lângă mine. Asta am vrut și eu, stai seama. Cine chinuim? Eu nu știu, nu te văd. Acum vin spre tine. Deci nu te văd. Stai pe loc, că vin din dreapta ta. În spatele tău acum. Dar tu unde te duceai? Ma, stai așa un pic. Așa, stau. Să dau shift. Să mănânc, să fiu sigur că am bara full. Dar știi că puteai să mergi și să mănânci așa. Nu m-a lăsat să mănânc când am vrut. Prima dată, șansă că mă dau jos. Ah, ok. Bun, păi uite cum facem. Hai, încadrează-te cum trebuie. Dar mi se pare că îți consumă mai mult la mâncare. Ce faci, bun? Așez, bun, hai. Bun. Eu merg normal și tu repede, da? Da, da. 3, 2, 1, go! Eu merg normal. Și eu. Băi... Păi nu, dai... Nu, mă refer că mergem la aceeași viteză, practic. Da? Da. Și acum îi dau control, ia. Merg mai repede? Nu. No. Acum am dat control. Și m-am oprit eu, dar nu. Cred că, deci ori,
Nici nu cred. Eu nu cred că merge mai repede, că după aia nu pot să încetinesc. S-ar putea, ia. Nu mă, tot așa mergi. Da. E numai senzația asta. Parcă. Da, e doar senzația. S-ar putea să fie, știi, de la run pusă și nu e dezactivat atunci când ești în barcă, da. Deci tocmai am descoperit un mini glitch. Lasă că e bine. Maybe, maybe, baga ce ea l-a făcut. Ce ai pus la... Ce tip de carne ai dintre chicken și mutton? Pork chop. Ah, dincolo ai pus pork chop, ok. Nu, că acolo e vacă, a? Sau nu? Da, ba nu. Eu am și 3 beef și 3... Bagă beef-ul, așa, că eu mai am și altele. Am 22 raw pork chop. Da. 5 azi că... raw beef și 2 raw mutton am. E bine așa cum le-am pus. Mai mâncare, da? Oh, bun, băi, dar ce-mi place bun. Că m-a amuzat cineva cu un comentariu că am văzut acum pufferfish-ul ăla. Mâncați pufferfish-ul și vă dau două nu știu ce. Două ce? Două după cap ce? Da, dar mi-a plăcut, a fost comic om. Da. Hai că eu zic să ne băgăm în pătuț. Hai. Deși e miezul nopții. Păi așa se culcă. Oamenii ocupați la ora asta se culcă. Și noi făcurăm treabă. No, bun, acum avem și nisip, avem de toate, iar data viitoare o să continuăm cu omorârea. Yep. Aici da, se termină activitatea noastră în episodul ăsta, iar data viitoare îi nimicim pe măgarie aia. Îi nimicim de zile, bun. Sau altă variantă, ne nimicesc ei pe noi. Salut. Salut. Dacă ți-a plăcut și vrei să vezi și episoadele următoare, nu uita să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu tot ce e nou, vizitează pagina Bărbosului de Facebook. Și nu uita, un like este imens apreciat!